Poporul Domnului, înainte să vă reocupați locurile, vă rog să rămâneți în picioare pentru ca să citim din Evanghelie. De data aceasta o să citim din Evanghelia după Marcu, capitolul 5, începând cu versetul 21. O să citim despre învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei bolnave de 12 ani. Citim pentru onoarea stăpânului nostru și pentru învățătura și bucuria noastră. Marcu 5, versetul 21. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rogu-te, vină de-ți pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Iisus. A venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zis, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățător? Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita cumi, care tălmăcit înseamnă fetiță, scoală-te, zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, că cerea de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și i-a zis să dea de mâncare fetiței. Amin. Amin. Mulțumesc, stimată biserică, vă rog să vă așezați. Domnul ne-a mai dat o zi de viață, o zi care n-a mai fost, care nu va mai fi, o zi care pentru prima oară este pe scena istoriei, o zi în care ne-am trezit și am avut oportunitatea să facem ce am vrut cu ziua aceasta. Ne-am întâlnit în casa Domnului din nou, am ascultat imnul fanfarei, ne-am rugat, am cântat și noi, am dăruit din banii noștri, crezând că este bine să facem așa, ne-am organizat în tot felul și acum, înainte să ne despărțim, am dedicat o bucată de timp din slujba divină ca să vestim Evanghelia Domnului. Mi-aduc aminte că eu așa m-am mântuit ascultând vestirea acestei Evanghelii. Mi-aduc aminte că în momentele grele ale vieții mele, Evanghelia aceasta m-a mângâiat, m-a întărit, mi-a dat direcție și m-a ridicat. Sunt sigur că aceasta este și istoria dumitale. Acum ne-am întâlnit din nou în jurul acestei cărți. În jurul acestei cărți de mii de ani se adună copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu le vorbește întotdeauna prin această carte. Cartea aceasta este o sumă a cuvintelor ieșite din gura lui Dumnezeu și întotdeauna citim în ea cu încredere. Ea formează convingerile și valorile noastre de viață. Credem în cartea aceasta, o iubim. E tot ce avem din cer. E un semn al lui Dumnezeu între noi. E o mare onoare pentru mine, pentru noi, să ținem la cartea aceasta, să o citim, să o recitim, să vorbim mereu din ea.
Astăzi aș vrea să predic despre puterea și importanța credinței. Întâmplarea aceasta pe care am citit-o din Marcu este și în Matei 9 și în Luca 8. Predica aceasta este una mai simplă. Este o predică nu foarte profundă și este o predică pentru oameni care trec prin necazurile vieții. Vindecarea femeii cu scurgere de sânge și învierea fiicei lui Iair urmează imediat după exorcizarea demonizatului din Gadara. Domnul Iisus trece prin Gadara și acolo întâlnește un om care locuia în morminte, un om demonizat, și întâlnindu-l, Domnului se face milă de el și îl eliberează prin rugăciune. Omul acesta este vindecat, este eliberat de demon, se duce din nou în lumea civilizată și spune ce i s-a întâmplat. El ajunge în zona unde Domnul ajunge mai târziu, înaintea Domnului, și povestește ce i-a făcut Domnul. Și face o mare publicitate Domnului, și când Domnul ajunge, trecând în partea de est a lacului Genezaret, Marea Galilei, în cele 10 orașe, în Decapole, toată lumea auzise vestea că Domnul a vindecat pe omul ăsta îndrăcit. Așa se face că venirea Domnului Iisus Hristos în zona aceasta creează foarte multe așteptări. Fiecare dintre noi creăm așteptări altora sau primim așteptări de la alți oameni. Mi-aduc aminte că atunci când eram în România și slujeam, ori de câte ori venea cineva din America, noi toți din biserică ne cream așteptări. Ne gândeam că omul ăsta poate o să ne ajute pentru proiectul cu școala duminicală, poate cu proiectul de evangelizare, și de cele mai multe ori așteptările noastre se împlineau într-o oarecare măsură. Așa suntem noi oamenii, ne creăm așteptări. Ne gândim, dacă Domnul va veni în seara aceasta la noi, probabil că mă va cerceta și pe mine. Probabil că se va atinge și de inima mea. Și îți creezi o așteptare, îți faci un proiect și îl pui înaintea lui Dumnezeu și aștepți să se împlinească. Așa s-a întâmplat și acolo. Erau oameni bolnavi, oameni nenorociți, oameni în necazuri, și venirea lui Iisus acolo i-a pus în situația să-și facă proiecte, să spere, să dorească, să aștepte. Și așa se face că între așteptările acestea, prin credință, întâlnim câteva persoane care beneficiază de venirea Domnului Iisus Hristos acolo. Vis-a-vis de titlul acesta prin care am denumit predica mea, Puterea și importanța credinței, aș vrea să spun câteva lucruri. Aceste lucruri le-am așezat în așa fel încât ele însoțesc citirea Bibliei așa cum am citit-o noi și, de asemenea, însoțesc înțelegerea acestui text în care este prezentat Domnul și două persoane care sunt bolnave. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez dintre cele trei sau patru este universalitatea suferinței. Ceea ce înțelegem din textul acesta este că noi trăim pe un pământ unde oamenii suferă. Întotdeauna oamenii au vrut să scape de suferință. Și astăzi teoria prosperității, care are multă trecere, promite oamenilor că dacă crezi în Iisus, nu mai ești bolnav. Și tu ai capacitatea de la Dumnezeu să spui, boală, pleacă de la mine că nu te primesc. Și boala pleacă, așa ca un cățeluș cu minte se duce încetişor la altul care o primește. Frați și surori, nu este adevărat. Ar fi bine să fie adevărat, dar nu este adevărat. Noi oamenii suntem predispuși suferințelor. Scriptura ne spune că toți oamenii suferă, oamenii care trăiesc trec prin suferințe. Și Dumnezeu are un plan cu fiecare om. Nu putem fugi de suferință, suferința e grea, e dureroasă, e incomodă. Ea creează handicapuri în viața noastră, creează indisponibilități, dar ea face parte din viață. Sunt suferințe pe care le putem evita, sunt suferințe pe care ni le producem noi înșine, sunt suferințe pe care nu le putem evita, trecem prin ele plângând, singuri sau însoțiți de dragostea altora. Dar suferința este universală. Unii suferă mai mult, alții mai puțin, dar toți muritorii suferă într-o formă sau în alta. În momentul în care Domnul Hristos a coborât din barcă, a fost așteptat de trei categorii de oameni. Și toți oamenii aceștia l-au așteptat pentru că El promitea împlinirea unor interese de ale lor. Nimeni nu te așteaptă
dacă nu-i poți ajuta într-un fel. Observați ce se întâmplă. Prima categorie de oameni care îl așteaptă pe Domnul și pur și simplu îl așteaptă la coborârea din barcă sunt mulțimile. Când spui mulțimile, te gândești la sute sau mii de oameni. Sute sau mii de oameni au auzit despre miracolul vindecărilor pe care El le face. Și pentru că ei înșiși aveau nevoie de vindecări, aveau nevoie de minuni în viața lor, în casa lor, s-au unit, au ieșit din sate, din oraș și au mers acolo la malul mării, la malul lacului, l-au așteptat pe Domnul coborând din corabie și l-au îmbulzit, spune Scriptura. E termenul acesta care spune că s-au îngrămădit peste El, l-au înconjurat. Biblia spune, la întoarcere Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime pentru că toți îl așteptau. Oamenii aceștia aveau un vis și era legat de venirea lui Iisus. Și Iisus a venit și ei îl așteptau acum. Știau că odată cu venirea lui va veni vindecarea pentru ei, va ieși soarele, se va împlini visul lor. Erau oameni care aveau probleme ce nu le puteau depăși fără El. Și El a venit cu barca și acum când a venit, l-au așteptat. Apoi era Iair. Iair era liderul sinagogii, era pastorul din sinagogă, era conducătorul sinagogii. El era omul care conducea serviciile divine de la sinagogă. El avea o fetiță de 12 ani care trăgea să moară, era așa de grav bolnavă, încât Biblia spune că era aproape să moară. Și a alergat și el înaintea lui Iisus, sperând că fetița lui va fi făcută sănătoasă. Biblia ne spune, și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș, lider al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă, singurului copil, de vreo 12 ani, care trăgea să moară. O situație disperată. Gândiți-vă la omul ăsta, ca asemenea oricărui slujitor din biserică, citea din Tora și vorbea despre Dumnezeu care vindecă, despre Jehova care poartă de grijă, și copilul lui acasă era între viață și moarte. De multe ori se întâmplă așa cu noi. Vorbim despre minunile lui Dumnezeu și ele întârzie să se întâmple în viața și în casa noastră. Și a treia persoană, a treia categorie de oameni este o femeie bolnavă de 12 ani. E cineva aici care e bolnav de 12 ani? 12 ani este o perioadă lungă din viața unui om. Și 12 ani de bucurie este un timp mai scurt decât 12 ani de necaz. Atunci când noi vorbim de timp, noi vorbim cel puțin despre două lucruri. În ciuda faptului că folosim același cuvânt, este timpul fizic. Și timpul fizic are 24 de ore într-o zi, are o oră de 60 de minute și are un minut de 60 de secunde. Indiferent pe ce parte a pământului ești, 24 de ore într-o zi, 60 de minute într-o oră, 60 de secunde într-un minut. Ăsta este timpul fizic. Este întotdeauna același. Acum 2000 de ani, astăzi, acum 4000 de ani, o secundă a fost tot o secundă, o oră a fost tot o oră. Numai că pe lângă timpul fizic pe care îl măsoară ceasul, există timpul psihologic. Timpul psihologic este felul în care noi măsurăm timpul, nu ceasul. Felul în care trece timpul prin viața noastră. Spre exemplu, dacă te duci într-un loc de bucurie, o oră trece ca un minut. Dar dacă ești într-un loc de necaz sau ești în aeroport și aștepți obosit un avion, o oră e cât o zi. Ăsta este modul în care noi percepem timpul, nu ceasul percepe, la ceas o secundă e o secundă, dar la noi timpul, ăsta se numește timp psihologic. De-aia spun adulții că s-au scurtat zilele, fraților, nu s-a scurtat, ci noi suntem așa de ocupați încât timpul trece și noi nu-l mai simțim, nu mai ne concentrăm la el. Când eram copii, o zi era cât un an. Că n-aveai ce face, te plimbai toată ziua și pentru că n-aveai treabă, măsurai fiecare secundă. Și-s multe secunde într-o zi, dar acum nu mai măsori niciuna, că ești ocupat. Faci două, trei lucruri odată. Timpul psihologic este relativ. Timpul real este fix, o secundă e o secundă. Ei bine, 12 ani femeia asta a fost bolnavă, se scurgea sângele și viața din ea. Suferința este universală. Toți oamenii suferă. Am văzut în Mozambic foarte multă suferință. O suferință pe care noi nu ne-o putem imagina. Acolo suferința are dimensiuni vecine cu inimaginabilul. Sunt oameni care trăiesc într-o altă dimensiune.
Cei mai mulți dintre ei fără pat, fără masă, pur și simplu stau într-o colibă așa foarte mică, făcută din bețe sau din pământ. N-au nimic pe jos, cei care au cel mai mult au o rogojină, au o casă de copii, mănâncă rădăcini și nu mai știu ce altceva de prin pământ, de prin plante. Și cam asta le este viața. O viață imposibilă. Suferința este universală. Oriunde te duci, o întâlnești. O întâlnești la oamenii tineri și la oamenii bătrâni. O întâlnești la oamenii bogați și la oamenii săraci. Noi încercăm să scăpăm de suferință. Încercăm să avem insurance, încercăm să avem prieteni, medici, să avem trecere la spitale, să avem medicamente, dar suferința este la ea acasă aici, trăim pe un pământ blestemat. Planeta aceasta e în derivă, e ca și Titanicul înainte să se scufunde. De 6.000 de ani planeta asta e blestemată. Trăim pe un pământ blestemat, trăim pe un pământ unde s-a revărsat mânia lui Dumnezeu, un pământ care va lua foc într-o zi. N-avem cum să fim fericiți aici. Fericirea nu este la ea acasă. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este prioritatea credinței. Aici, pe pământul ăsta unde oamenii trăiesc în suferință, credința are prioritate. Este ca mașina poliției sau ca ambulanța. Au prioritate. Trec pe roșu, trec pe verde, trec pe orice culoare. Trec când noi toți ne oprim și tragem pe dreapta. De ce? Pentru că vorbind despre Dumnezeu, credința are prioritate. Uitându-ne în Biblie, în întâmplările acestea care se petrec în Decapole, vedem în ele un exemplu, în miniatură, la tot ce se întâmplă la nivel planetar în viața oamenilor de pe planeta Pământ. Și ce se întâmplă anume? Observați că Domnul coboară din corabie și mulțimile care l-așteptau vin la el să primească vindecare și rezolvarea problemelor lor. Prima categorie de oameni. Oamenii aceștia cu grămada aleargă la Domnul Iisus și speră, fiecare speră, fiecare spera să ajungă printre primii și fiecare spera să primească atenția Domnului și fiecare spera Domnul să spună un cuvânt în dreptul lui. Mi-aduc aminte de experiențele pe care le aveam în România când stăteam la rând la o coadă interminabilă unde ne luptam ca la rugby, ca la fotbalul american, pentru gâturi de găină, pentru partea asta, extremitățile picioarelor de la găină sau pentru alte părți care nu se vindeau la oamenii cu trecere și ne îmbulzeam ca niște oameni fără minte și când erai luarcă de transpirație și ajungeai aproape de ghișeul ăla mic unde avea numai gratii din fier de care ne agățam și ne târam spre acolo, se auzea o voce așa de șef: s-a terminat, mai aducem mâine. Și plecai acasă, Carmen, copiii mă așteptau, fără pungă, cu mâinile goale, intram în casă și mai plecam mâine, poate mă întorc cu ceva. În America e diferit, dar se repetă acest s-a terminat în alte zone ale existenței. Fiecare dintre noi avem frustrările noastre, se termină ceva în viață. Ni se termină tinerețea, ni se termină banii, ni se termină relațiile, ni se termină viza. În fiecare zi ni se termină ceva. Trăim pe un pământ care se expiră, are termen de garanție și este foarte scurt. Și oamenii aceștia vin și ei sperând că vor prinde ceva, vor apuca ceva, vor pune mâna pe ceva. Însă toate așteptările lor sunt strivite de șeful sinagogii care apare între ei, se aruncă pe burtă în fața Domnului și începe să se plângă și să se tânguiască încercând să explice Domnului că el are o fetiță de 12 ani, că e singurul lui copil, că trage să moară și că îl cheamă insistent pe Domnul să vină la el acasă, să-și pună mâinile peste ea și să se facă sănătoasă. Și atunci, ciudat, Domnul neglijează nevoile la toți oamenii ăia care îl înconjurau, iese dintre ei și se duce acasă la Iair, liderul sinagogii. Credința are prioritate. Și în timp ce se ducea Domnul spre casa lui Iair, oamenii după el cu grămada, poate în drum își face timp de mine, poate mă ascultă în timp ce strig la el. Și în timp ce Iair mergea înaintea Domnului și încerca să-l grăbească, să ajungă acasă, că-i moare copilul, dintr-o dată Domnul se oprește și Iair se uite ce se întâmplă. Trebuie să ne grăbim, fata trage să moară. Și Domnul nu are niciun stres. El nu se grăbește, de parcă fata era sănătoasă și putea să-l aștepte până mâine.
Ce se întâmplă de fapt? O femeie dintre oamenii care îl înconjurau pe Domnul în timp ce mergea spre casa fruntașului sinagogii, o femeie despre care nimeni nu știa cine este și ce problemă are, o amărâtă cu o problemă ascunsă în trupul ei, și a făcut și ea un plan. În fiecare om e un plan, în fiecare om e un vis, în fiecare om e o foame, e o sete, e o nevoie. Fiecare om are nevoi neîmplinite și caută, speră că va găsi pe cineva sau ceva care să-l împlinească. Și femeia aceasta n-avea niciun interes pentru Iair și pentru copilul lui. Pe ea nu a interesat de Iair și de fiica sa de 12 ani care trăgea să moară. Ea avea altă problemă, ea reprezenta o altă sferă de interes. Și ea și-a zis așa: dacă mă duc pe lângă el și dacă în partea din spate mă ating așa numai un pic de haina lui, eu cred în inima mea că mă vindec, mă fac sănătoasă. Și reușește să-l atingă pe Domnul în ciuda interdicției ceremoniale de a intra în mulțime, fiind necurată datorită scurgerii de sânge din trupul ei. Ea trece peste această lege, pune presiune pe lege datorită dorinței ei care se acumulează în 12 ani de suferință. Se îngrămădește, reușește să-l atingă pe Domnul și Domnul se oprește, a prins-o, se oprește. Se întoarce înspre ea, înspre zona aia unde era, și pune o întrebare care are rolul să o expună. Cine s-a atins de haina mea? Nu zice de mine, de haina mea. Femeia nu zice nimic. Și Domnul insistă: cine s-a atins? Sarucenicii, care gândesc ca oamenii. Ei spun: păi, toți te ating, cum întreb cine te-a atins? Ei nu știau că Domnul se referă la o atingere prin credință, nu la o atingere fizică. Că fizic îl atingeau zeci de oameni sau sute, dar prin credință l-a atins doar unul. Pentru o chemare prin credință i-a lăsat pe toți pe malul mării și s-a dus. Dar acum n-a terminat de dus, că s-a oprit. Altcineva cu o altă credință, credință pentru o altă nevoie, l-a oprit. Și ca și cum a uitat de fetița aia care trăgea să moară și l-aștepta și orice secundă era importantă, Hristos se oprește. Are timp. Are timp când moare un copil? Are timp. Cum? Tu lași o fetiță de 12 ani pentru o femeie care și așa e foarte bolnavă de 12 ani, asta nu se mai face sănătoasă, asta se duce. Și Domnul se oprește. El vede diferit lucrurile. Pe Domnul oprește credința. Indiferent cu ce viteză merge, se oprește. Indiferent unde se duce, se oprește. Indiferent cine îl cheamă, se oprește. Odată l-a chemat unul care mirosea greu, era orb, și îl chema Bartimeu. Și ucenicii i-a spus: du-te la o parte că nu stă în drum de tine. Dar de unde Domnul a avut altă o părere? Le zice: chemați-l! Ăia au încremenit când au auzit așa. Și acum Domnul se oprește și până la urmă femeia vede că nu are încotro, iese tremurând în fața Domnului, se aruncă cu fața la pământ, îi este frică de ce urmează să se întâmple, urma să fie pedepsită. Ea nu avea voie să se atingă de oameni, pentru că îi făcea pe toți de care se atingea necurați datorită scurgerii de sânge din trupul ei. Era legea ceremonială care încă nu fusese abolită, ea la cruce s-a încheiat și a rămas numai legea morală. Și femeia aceasta dintr-o dată începe să stea de vorbă cu Domnul. Și Iair se uită la toată situația asta, la toate secundele care se scurg și toate se scurgeau rupând din el. Și Domnul are timp, știți de ce? Credința are prioritate. Când Bartimeu l-a strigat cu credință, Domnul s-a oprit. Credința are prioritate. Nu are importanță cum arată haina omului care crede. Nu are importanță ce vârstă are omul care crede. Nu are importanță dacă vede sau e nevăzător omul care crede. Nu are importanță câtă școală are și cine sunt prietenii lui. Singurul lucru important este credința ascunsă în sufletul lui. Un suflet îmbrăcat într-un fel sau în altul. Credința are prioritate. Și Domnul se oprește. Domnul părăsește mulțimea pentru un om care crede și pleacă însoțindu-l, urmându-l spre casa lui, că avea un copil bolnav. Însă ciudat, ca și cum Domnul uită de problema acestui om, se oprește la credința altei persoane, o femeie cu o scurgere de sânge. Îl ia din mijlocul mulțimii cineva care crede, dar acum îl abandonează pe ăsta care crede pentru un altul care crede. Credința are prioritate. Extraordinar. Credința are prioritate. 21 de ani n-am știut treaba asta. Am dus colaj la biserică.
am înconjurat biserica de trei ori. Nu m-am culcat, din câte țin minte, niciodată, fără să nu spun de trei ori pe perna mea în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Mi se părea că îmi construiesc un merit înaintea lui Dumnezeu. Așa m-a învățat bunica. Bunica era biserica mea, era Biblia mea, era religia mea. O femeie ortodoxă care și ea știa de la bunica ei. N-am știut că această credință are prioritate. Mi s-a părut că prioritatea au alte lucruri. Prioritatea au banii, prioritatea au primarii, prioritatea au tinerii, prioritatea au frumoșii. Prioritatea are credința. Înaintea lui Dumnezeu prioritate are credința. Cine crede are prioritate. Domnul lasă o mulțime pentru un om care crede. Și Domnul întârzie să ajute pe un om care crede pentru un alt om care crede. Ce ciudată mi se pare întâmplarea asta din Scriptură. Dar e o lecție pentru inima mea. Prioritatea credinței. Făcând observații logice pe marginea acestor întâmplări derulate în textul pe care l-am citit, ajungi ușor la concluzia că Domnul a lăsat mulțimile pentru Iair și acum îl lasă pe Iair pentru femeia bolnavă. Însă, privind lucrurile într-o manieră duhovnicească, înțelegem faptul că Mântuitorul a răspuns credinței fiecărui om. Este imposibil să nu reacționeze la credința unui om, Domnul Iisus Hristos. Este imposibil. Așa cum de obicei motorul pornește când răsucim cheia în contact, tot la fel Dumnezeu reacționează la credința noastră. Credința îl pune în mișcare pe Dumnezeu, îl determină să reacționeze. Credința are prioritate în fața la oricare merit omenesc. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint și ultimul este suveranitatea vindecării. Vindecarea este un fenomen care pune capăt suferinței. Suferința e universală. De la suferință la vindecare se trece prin credință. Credința are prioritate. Plecăm de la o realitate, de la suferința din noi, cancer și tot felul de alte boli care ne înspăimântă. Ei, pe scena istoriei însângerate de suferință, de boli, de nenorociri, de imposibilități, de limitări umane, apare perspectiva credinței și Domnul stă în drum de credința unui om. Se oprește, părăsește mulțimi. Această credință a unui om pune capăt suferinței și apare vindecarea. Vindecarea este manifestarea suveranității lui Dumnezeu. Este un Dumnezeu care sfidează legile suferinței. Este un Dumnezeu care dă boala la o parte, pur și simplu o mută în altă parte. Dumnezeu este suveran. El poate să schimbe lucrurile care pentru noi sunt tabu, sunt obligatorii. Noi nu putem să sfidăm suferința, El o sfidează. Noi nu putem să o dăm la o parte, El o împinge. El e suveran, dar suveranitatea Lui este acționată de credința noastră. Credința are prioritate. Dacă ești un om expus la suferință, înarmează-te cu credință. Este singura atitudine pe care o poți avea când te zvârcolești în durere, în frică, în disperarea bolii și a suferinței. Suferința este universală. Tânăr sau bătrân, vei suferi și îți va fi frică. Știu că nu vrei să recunoști, îmi spui că tu crezi că te va vindeca Domnul, dar când rămâi singur și te duci în dormitorul tău, plângi disperat, te uiți în oglindă și te întrebi, mai mă trezesc mâine de dimineață? Te duci la spital și strece prin minte că nu o să te mai întorci niciodată acasă. Te trezești dimineața și te pipă în locul unde te-a durut ieri, încercând să identifici, te doare mai tare sau mai puțin. Dacă te doare mai puțin, te înveselești, e un semn bun. Dacă te doare mai tare, e un semn rău. Și de mii de ori într-o viață de muritor experimentăm treaba asta. Și pe fondul acestei suferințe universale, apare perspectiva credinței din cer. Este onoarea pe care o acordă Dumnezeu muritorilor. Este o cârjă de care se sprijină cei disperați. Este credința. Credința are prioritate. Ea este disprețuită de oameni. Este ironizată de instituțiile statului. Dar Dumnezeu se oprește în dreptul credinței. O mulțime de oameni Dumnezeu o pune în hold, o lasă deoparte, pentru că cineva crede. Așa s-a întâmplat cu mulțimile care au fost oprite pentru că Domnul Iisus Hristos
a fost pur și simplu smuls din mijlocul lor de un om care a crezut că dacă el își întinde mâinile, copilul lui se vindecă. Însă și omul ăsta a fost blocat de o femeie care s-a intersectat cu Domnul, o femeie din trupul căreia se scurgea viața, sângele, o femeie care a crezut că dacă reușește să se atingă un pic de haina lui, se vindecă, lucru care s-a și întâmplat. Credința are prioritate atunci când ești bolnav. Credința are prioritate atunci când te duci la spital și nu ești sigur că te mai întorci. Credința are prioritate atunci când ești strivit între fiarele mașinii pe care o conduci. Credința are prioritate atunci când auzi cuvântul ăsta nenorocit și desperiat, cancer. Credința are prioritate oricând, e ca o ambulanță care trece când pe roșu, când pe galben, trece oricând și pe oriunde. Credința este singura care se poate duce în zona suferinței și uneori o vindecă. Și atunci când omul crede că este ceea ce poate el să facă în contextul generalizat al suferinței, atunci Dumnezeu, mișcat de credință, credință care apare din pricina suferinței. Suferința e normală, însă credința este supranaturală, este din cer, de la Dumnezeu. Și această credință îl aduce pe Dumnezeu în mijlocul suferinței și în suveranitatea sa Dumnezeu schimbă istoria. Sunt aici printre noi oameni care trebuiau să fie în mormânt, dar nu sunt în mormânt. Sunt în picioare, sunt în hainele lor, au participat la colecte, la rugăciune, au venit odată cu noi și vor pleca odată cu noi. Știți de ce? Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este suveran și suveranitatea lui Dumnezeu lucrează prin credință în suferința noastră, în suferința din noi și în suferința din casele noastre. Ei bine, stimații mei, aș vrea să vă spun următorul lucru. Iair ajunge în prezența Mântuitorului și reușește să atragă atenția Mântuitorului de la mulțimea de oameni și pur și simplu să-l determine pe Domnul să-i părăsească pe toți pentru el. De ce? Credința are prioritate. Toți oamenii sufereau, dar unul a crezut. Observați că Domnul nu este impresionat de suferință, că toți sufereau, că nimeni nu-l caută pe Iisus dacă nu suferă. Oamenii îl caută pe Dumnezeu în crize. Noi de obicei observați că Domnul a fost deranjat de lacrimile bocitorilor. E ușor să ne emoționăm și să ne apucăm să plângem. Plânsul nu-l cheamă pe Dumnezeu. Ceea ce îl cheamă pe Dumnezeu este credința. Credința nu e neapărat opusă plânsului. Uneori se asociază cu plânsul. Însă, ce se întâmplă? Iair este liderul sinagogii, e un om bogat și popular. Oare din acest motiv a plecat Domnul cu el? Nici de cum. Dar de ce? Pentru că el a crezut. Însă Iair avea o problemă. El făcea parte din categoria oamenilor care nu-l suporta pe Iisus. El avea o barieră denominațională să relaționeze cu Iisus. Iisus era un om pe care fariseii nu-l iubeau, cărturarii nu-l iubeau, oamenii din sinagogă, fruntașii sinagogii, nu-l iubeau. Dar omul acesta avea acasă o fetiță de 12 ani care se stingea. Și persoana pe care nu suferea putea să îl ajute. Și atunci a renunțat la denominaționalismul lui, a renunțat la teologia lui, a renunțat la perspectiva grupului lui numit cărturarii, fariseii, și pur și simplu l-a îndrăgit pe Iisus. Biblia ne spune că s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Crizele din viața oamenilor îi pun în situația să acționeze cum n-ar fi acționat dacă nu treceau prin crize. Tocmai de aceea suferința e o metodă a lui Dumnezeu de a-i frânge pe oameni și de a-i expune la experiențe care le modifică mentalitatea, caracterul, comportamentul, atitudinea, perspectiva și viitorul. Cine trece prin suferință, dacă nu moare, iese mai înțelept, iese mai pregătit să-L slujească pe Domnul, nu-i mai e frică de moarte, nu mai prețuiește așa de mult viața și îl respectă mai mult pe Dumnezeu. Omul acesta, pur și simplu, l-a acceptat pe Domnul Iisus Hristos, în ciuda faptului că făcea parte dintr-o categorie de oameni care îl iubea pe Domnul, însă criza îl împinge la Iisus. Este ciudat că Iair crede în capacitatea Mântuitorului de a-i vindeca fiica și se închină cu respect cerându-i ajutor. Mai mult, Iair este martor la momentul în care Iisus se oprește
abandonează călătoria spre casa lui și vindecarea fiicei lui care trebuia să moară și se ocupă de o femeie nepoliticoasă care se bagă și ea în seamă și îl oprește pe Domnul. Mă impresionează tatăl ăsta disperat că nu zice nimic. Știți cum? Un flămând îl înțelege pe un alt flămând. În Gara de Nord din București era o femeie din Oradea, bătrână, care a trebuit să vină la un birou din capitală să-și rezolve o problemă. Și femeia aceasta avea ceva bani puși într-o batistă și nu știu unde îi ținea ea și în tramvai șmecherașii i-au furat banii, hoții i-au furat banii. Și când a ajuns la gară să-și ia bilet înapoi la Oradea, nu mai avea banii. Femeia a început să plângă disperată, era o femeie de la țară, o femeie simplă, o femeie care nu știa să acționeze în situații de genul ăsta. Și a început să plângă și a plâns până i s-au terminat lacrimile. Și când a văzut că nu mai poate să plângă și că plânsul nu rezolvă problema, a început să meargă pe la oameni să spună: Domnule, domnule, uite ce mi s-a întâmplat, să nu crezi că eu sunt cerșetoare, eu sunt o femeie cinstită, serioasă, n-am cerșit în viața mea, dar uite ce mi s-a întâmplat. Însă nimeni n-a crezut-o. Și a tot făcut lucrul acesta neobosit, alergând dintr-o parte în alta, până când în fața ei a apărut un cerșetor de care s-a speriat. Și cerșetorul a spus: stați liniștită, nu vă speriați de mine, știu că arăt urât, arăt rău, dar ascultați-mă, ce s-a întâmplat? Și femeia a prins curaj și i-a explicat. Și cerșetorul a întrebat-o: de câți bani aveți nevoie? Și femeia a spus. El a băgat mâna în buzunar, a numărat suma de care avea femeia nevoie, i-a dat și a spus următorul lucru: ascultă-mă, eu știu cum este să nu ai. Poftim, du-te și ia bilet. Eu știu cum este să nu ai. Oamenii ăștia nu știu. De aceea nu te bagă nimeni în seamă. Eu am gustul pe care tu acum îl ai pe papila gustativă. Eu știu ce simți acum în inima ta. Eu simt asta în fiecare zi, ăsta e stilul meu de viață. Ia banii ăștia și du-te, că eu te înțeleg. Ei bine, Iair avea acasă la câțiva metri sau zeci sau sute de metri pe fata lui care trăgea să moară. Și acum o femeie în toată firea îl oprește pe Iisus. Eu dacă eram acolo, probabil că făceam scandal. Îi ziceam: hei, stai la rând! Păi eu am acasă o fată de 12 ani și o femeie în toată firea, te bagi în seamă? Vezi de treaba ta! O vorbă n-a scos Iair. Eu fi fost frică de femeie? Nici de cum. El era respectat în comunitate. Eu mă gândesc că din cauza caracterului n-a zis nimic. Și eu mă gândesc că și din cauza credinței n-a zis nimic. Oricum sunt impresionat că n-a zis nimic. Când îți moare copilul să nu zici nimic, aia da pocăință. Și era doar liderul unei sinagogi, pe care noi nu dăm multe parale. N-a zis nimic. Pur și simplu a avut încredere că Iisus ăsta, care știe ce face, va ști ce are de făcut și cu el. Și l-a așteptat pe Domnul să termine cu femeia asta odată și să-și continue drumul. Observați că întârzierea Mântuitorului din cauza femeii cu scurgere de sânge e fatală pentru fetiță. Fetița moare. Și pentru că el era un om puternic, cu vază, un om popular, vine cineva de acolo, dintre oamenii de la curtea lui, și spune: s-a dus, nu-l mai sâcâi pe Iisus, gata, s-a terminat. Și Iisus nu-l lasă să reacționeze în niciun fel, și pur și simplu i-o ia înainte și spune următorul lucru: ascultă-mă, crede în continuare, ține-te tare, crede în continuare. Și pleacă cu omul ăsta de mână. Când ajunge acolo în fața casei, zarvă mare, mare zarvă. Și Iisus le spune: de ce plângeți? Fetița nu a murit, doarme. Și Biblia spune că și-au bătut joc de el. Erau evrei, nu neamuri. Erau oameni din poporul lui Dumnezeu. Oameni care n-aveau minte, oameni care n-aveau o teologie corectă, oameni care nu știau cu cine vorbesc, oameni care nu știau ce vorbesc. Și-au bătut joc de el. Ignoranța este cea mai mare nenorocire în sufletul unui om. Și să știți că nu există oameni mai mândri decât ignoranții. Că mândria nu este altceva decât o manifestare a ignoranței. Și Domnul Iisus Hristos ia trei ucenici, ia părinții copilului, intră în casă, o ia pe fătuțe de... El s-a comportat ca și cum fetița dormea, după cum Iisus n-a exagerat, el a vorbit serios. Se duce la fată și spune: hei, trezește-te! Și fata se trezește. Dar a avut dreptate că a dormit. Evident că era moartă. Și fetița se trezește și spune părinților: dați-i să mănânce. Ceea ce părea o nenorocire pentru Iair s-a transformat în miracolul vieții lui.
a fost parte dintr-o experiență care i-a schimbat viața. A avut onoarea să-L vadă pe Iisus în acțiune, să-I se mărească credința, să-I se consolideze credința, să vadă cum ochii lui, cum un mort se ridică și mortul ăla era copilul lui. Probabil că a avut frustrare și a zis: Doamne, în mintea mea m-am enervat pe femeie că moare copilul, dar n-are nicio importanță dacă moare sau e bolnavă, că Tu cum poți să-l vindești, poți și să-l înviezi din morți. Pentru Tine nu are nicio importanță dacă e mort sau viu, sănătos sau bolnav, bolnav de nota 10 sau bolnav de nota 2. Pentru Tine e tot acolo. Eu pot să iau Biblia asta și dacă e așa, și dacă e așa, și dacă e așa, și dacă e așa, indiferent cum ar fi, pot să o iau, că e ușoară pentru mine. Orică ești mort de tot, orică ești mort un pic, Iisus te vindecă imediat. Și omul ăsta a învățat lecția asta. Și spune: extraordinar! Aproape că-s ridicol, ce bine că a murit copilul, că am putut să văd un miracol ieșit din comun. Nenorocirea s-a transformat într-o binecuvântare. Blestemul s-a transformat într-un har. Și omul ăsta e înmărmurit, nu știe ce să creadă. Credința are prioritate. Și chiar dacă cineva îl oprește pe Iisus, Iisus știe ce face. Și chiar dacă întârzie, nu-i nicio problemă. Și chiar dacă moare, nu-i nicio problemă. Indiferent ce se întâmplă, nu-i nicio problemă. Nu trebuie să țipi. Nu trebuie să te ceri cu nimeni. Credința are prioritate. Nu țipetele, nu aroganța, nu băgatul în față, nu relațiile, ascultă-mă, credința are prioritate. Dacă crezi destul, dacă crezi destul, dacă crezi suficient, e absolut suficient. Credința are prioritate în orice situație, dar în orice situație, că moare de tot sau moare un pic, credința are prioritate. Că Iisus e oprit de cineva sau că nu e oprit de cineva, credința are prioritate. În ultimii ani încerc, am spus asta la oamenii mai apropiați de mine, când mă grăbesc, tot timpul mă grăbesc. Și când ajung la semafor și e roșu, mai ales semaforul ăsta de aici, de la Tui cu Gross Point și Caldwell cu Tui, e semaforul care ține cel mai mult dintre toate semaforele pe care eu le știu. Cred că ține un minut, dacă nu mai bine. Și să pierzi un minut la un semafor mi se pare o pagubă grozavă. Și simt că mă doare stomacul când stau un minut la semafor. Și uneori mai zic: Domnule, dar ce ține așa de mult? Nu puteam să fiu cu 30 de secunde mai devreme. Și de ani de zile tot încerc să spun că nu e nicio problemă dacă e roșu sau verde. Eu am apărut ieri și plec mâine, n-am construit eu stelele, eu trebuie doar să fiu liniștit, sunt în mâna lui Dumnezeu, sunt un biet muritor de 1,69, 5 punct, nu știu cât. Ce trebuie să mă frământ atâta? Controlez ce pot controla, restul sunt în mâna lui Dumnezeu. El poate să facă ziua noapte, noaptea zi. El poate să se lupte cu timpul, cu valurile, cu... El nu-i ca mine un biet muritor. Și dacă am ajuns la semafor și e roșu, aleluia, stau, aștept, se face roșu, îmi trag sufletul, mă odihnesc, mă liniștesc. Când s-a făcut verde, am plecat. Ce mă tot agit, nu cred că e bine. Credința are prioritate, atât. Controlează doar ce poți controla. Schimbă numai ce poți schimba. Mută numai ce poți muta. Spune numai ce poți spune. Fă numai ce poți face. Și restul cine face? Domnul. Domnul? Da. Controlează numai ce poți controla și fii liniștit. Fă-ți doar partea și fii liniștit. Credința are prioritate. Însă dincolo de istoria acestui om este femeia cu scurgere de sânge. Ca și Iair, aude și ea ce a făcut Iisus. Și observați că femeia aceasta fusese cândva înstărită, că zice că și-a cheltuit averea. Dacă și-a cheltuit averea, oamenii care au avere se numesc bogați. E, femeia asta fusese cândva bogată, însă din cauza bolii a tot dat bucățele din avere până s-a prăpădit, n-a mai avut nimic. A dat-o la doctori și Biblia ne spune că în loc să-i fie mai bine, a fost mai rău. Observați că dacă Iair avea o problemă denominațională, femeia asta avea o problemă ceremonială, drept pentru care, fiind necurată, nu putea să se ducă să se atingă de nimeni. Da, mai cu seamă de Iisus Hristos, dar o împinge necazul, durerea și suferința. Este probabil interesantă coincidența potrivit căreia fiica lui Iair avea 12 ani de viață, ea avea 12 ani de când era bolnavă. Cifra aceasta se regăsește în viața la amândouă persoanele. Ea vine la, marea ei problemă este că ea vine la Domnul Iisus într-un moment nepotrivit.
Domnul Iisus se grăbea să vindece un copil. E ca un doctor care aleargă spre sala de operație că la unul i s-a oprit inima. Și acum, la mijlocul coridorului, în timp ce doctorul aleargă, vine unul, nu mai sânge pe aici, pe la umăr și pe la cot, și spune, stai, pune un pic de pansament, că n-o fi foc. Și culmea, domne, doctorul se oprește și îl pansează pe ăsta la cot. Ea a venit la Domnul Iisus într-un moment nepotrivit. Un copil de 12 ani se stinge, taică s-o e cu Domnul la braț, fuge acasă și ia, stop, că am o problemă. Dar ce problemă ai cu mai sta 12 ani, mai stai încă 2 ore, că nu-i bai, dar moare fata. Credința are prioritate. Înaintea oamenilor nu, dacă e vorba de copilul meu, copilul meu e mai important decât copiii dumneavoastră. Dar la Domnul toți copiii sunt la fel, că toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu care cred și se pocăiesc. Femeia aceasta vine într-un moment nepotrivit. Nepotrivit pentru cine? Pentru Domnul sau pentru Iair? Ai, spuneți-mi, pentru cine? Sigur că nu pentru Domnul, dar pentru cine? Pentru Iair. Pentru Domnul Iair, ea a venit în cel mai nepotrivit moment. Nu putea să vină într-un moment mai nepotrivit decât ăsta. El îl convinsese pe Domnul să meargă acasă la el, probabil că ajungea înainte să moară fata, își punea mâinile peste ea și gata. Și Iair avea copil. Dar apare femeia asta. Moment nepotrivit. Momentul ăsta nepotrivit este privit de Domnul ca fiind potrivit. Copilul moare și Domnul înviază. Orică îl vindeca de boală, orică l-a înviat din morți, care-i problema? Că e viu și sănătos. Domnul rezolvă problema oricum. El nu-și face probleme ca noi. Trebuie să ajungă, dacă n-ajung în faza asta și ajung în faza a patra, în faza a patra nu se mai poate face nimic. Așa gândește Iair. La ele cu fazele. Domnul n-are nicio treabă cu fazele. La Domnul faza asta sau cealaltă, tot acolo e. Că el cum o întoarce pe asta pe dos, o întoarce și pe asta la altă pe dos, că el e Dumnezeu, credința are prioritate. Eu mă întreb, poate frumuritor ca mine și ca dumneata să gândească așa? Hai că să gândească, dar poate să trăiască așa? Asta e normal pentru un pocăi ca noi doi. Normal? Da, normal. Observați că ea vine la Domnul prin partea din spate. Asta pune în evidență modestia ei. Se atinge doar de partea de jos a hainei, expresia asta, poala hainei. Și dintr-o dată ea se vindecă. Și Domnul Iisus Hristos mă așteptam să o mustre pentru încălcarea legii ceremoniale. Observați ce face. Nu o mustră deloc, o încurajează spunându-i îndrăznește, o apelează cu acest apelativ, fica mea, fică, fică. Îi apreciază lauda, credința, menționând că motivul vindecării ei este doar credința ei, singur lucru care are prioritate. Pe lângă vindecarea trupului, o mântuiește, spunându-i, du-te în pace, fii mântuită. În încheiere, scumpii mei frați și surori, aș vrea să afirm faptul că Mântuitorul întâlnește și oameni care prin necredință batjocoresc și fac zarvă. Sunt oameni care batjocoresc și fac zarvă pentru că nu știu mai mult. Mergând în Mozambic, mi-am dat seama că oamenii ăștia au un alt coeficient de inteligență la nivel național. Sigur că sunt tot felul de excepții, dar vorbesc ca medie, au în mod evident, nu-ți trebuie niciun aparat. E așa de evidentă diferența de n-ai nevoie de aparat. Că dacă e un milimetru diferență, îți trebuie aparat, dar dacă e un metru diferență, vezi cu ochiul. Ei bine, sunt oameni care nu știu să facă altceva decât să batjocorească și să facă zarvă. Însă, priviți ce se întâmplă. Prin credință este înviată din morți fica lui Iair și ceea ce părea o mare nenorocire se transformă într-o mare binecuvântare. Când omul crede, nenorocirea se transformă în binecuvântare și ce este împotriva lui devine pentru el. Prin credință este mântuită femeia cu scurgere de sânge și ceea ce părea o suferință fără sfârșit devine o vindecare remarcabilă care a rămas pe paginile Bibliei. Scumpii mei, înainte să ne rugăm, nu putem scăpa de suferință, dar avem credința. Credința îl cheamă pe Dumnezeu și în suveranitatea sa Dumnezeu poate să schimbe răul în bine și blestemul în binecuvântare. Trebuie neapărat să te împrietenești cu Dumnezeu, trebuie neapărat să te apropii de Dumnezeu, trebuie neapărat să crezi, pentru că această credință are prioritate. Haideți să ne rugăm Domnului!